Suntem gata? Putem începe? Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre de a participa la această conferință de presă. Întreprinderea de stat Poșta Moldovei este unicul operator poștal cu acoperire națională. Este una dintre cele mai mari întreprinderi, are peste 5.000 de angajați și o rețea de peste 1.200 de subdiviziuni. Astăzi, întreprinderea deservește clienții săi în toate localitățile din Republica Moldova, chiar și în cel mai îndepărtat colț. Pentru a face provocări tuturor evoluțiilor, dezvoltărilor, ca și orice organism viu, întreprinderea trebuie să fie adaptată la realitățile curente. Reieșind din acest raționament, întreprinderea de stat Poșta Moldovei a inițiat un plan de digitalizare, modernizare și transformare a serviciilor prestate, atât a rețelei sale, cât și a lanțului logistic. Drept urmare, au fost stabilite 5 obiective strategice primordiale. Construirea unui hub de sortare, renovarea flotei auto, chiar până la sfârșitul anului curent, deja vor fi achiziționate primele unități de transport nou pentru a fi înlocuite cele învechite. Dezvoltarea rețelei informaționale, implementarea oficiilor poștale mobile pentru a ajunge cât mai aproape la cetățeni și la clienții săi și implementarea monedei electronice. În acest sens, întreprinderea este într-un amplu proces de reorganizare. Și anume, sunt cele două reorganizări. Prima, despre care deja s-a comunicat, întreprinderea de stat va fi reorganizată în societate pe acțiuni. În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre de guvern și a fost supus consultărilor publice. Această reorganizare va aduce cu siguranță doar beneficii, în special lărgirea spectrului de servicii, precum în domeniul finanțelor în special, carduri de plată, deservirea conturilor, implementarea monedei electronice, dar și posibilitatea de a atrage a investițiilor. La acest capitol vreau doar să accentuez pentru a pune capăt acelor speculații apărute că acționar în continuare rămâne statul Republicii Moldova 100%, iar societatea rămâne un bun neposibil privatizării. Iar denumirea se schimbă doar din întreprindere de stat în societate pe acțiuni Poșta Moldovei. Dar astăzi vom vorbi despre proiecturi de reorganizare la nivel teritorial, pentru a nu lăsa loc de interpretări și pentru a tranșa subiectul în cauză odată și pentru totdeauna, dar și pentru a răspunde la toate întrebările mass media. În primul rând, trebuie să o spunem franc. Întreprinderea de stat Poșta Moldovei este o întreprindere la autogestiune, putem să-i spunem chiar și o întreprindere comercială, care are la bază două obligații fundamentale. Prima, să asigure servicii clienților săi, iar având în vedere că Poșta Moldovei are peste 1.200 de subdiviziuni și este unicul operator poștal cu acoperire națională, putem spune că clienții Poștei Moldovei sunt toți cetățenii Republicii Moldova. Doi, să genereze profituri fondatorului său, iar acesta este nu altcineva decât statul Republica Moldova. De aproape un an de zile, dețând funcția de administrator, și acestea sunt două principii fundamentale de care mă conduc în administrația întreprinderii. Cât ține de reorganizarea administrativă propriu-zisă, la moment Poșta Moldovei are 24 de sucursale, 24 de directori, administratori,
contabil șef, care doar încarcă costurile administrative ale poștii și nu contribuie direct la creșterea calității serviciilor prestate pentru clienții finali. Ori și eu și colegii mei suntem convinși că banii trebuie cheltuiți eficienți, banii trebuie investiți în modernizarea oficiilor poștale, în modernizarea sucursalilor, în majorarea salariilor pentru operatorii poștali, pentru poștași, ori aceștia, atât pe timp de soare, cât și pe timp de ploaie, parcurg mii de kilometri, ajung la toți cetățenii Republicii Moldova și deservesc mii și zeci de mii de clienți. Anume, aceștia sunt persoanele care sunt cei mai mulți în întreprindere, peste 4.000, și își fac meseria cu bună credință. Analiza noastră arată că menținerea a 11 sucursale teritoriale care vor rămâne în urma reformei este mai mult decât suficientă pentru asigurarea procesului administrativ, cât ține de cele 1200 de oficii poștale. Vreau să accentuez că activitatea acestora nu va fi influențată nicicum. Ba mai mult ca atât, resursele economisite în urma reorganizării vor permite modernizarea acestor oficii poștale, acestei rețele, vor permite, cum și-a menționat, majorarea salariilor acei angajați din aceste 1200 de subdiviziuni. Menționăm că structura organizatorică și lanțurile logistice în întreprindere sunt cele care au fost stabilite acum 30 de ani în urmă. Acestea nu au fost actualizate și ajustate și nu corespund realităților curente. Acțiunile pe care le-am întreprins până acum ne-au permis să atingem unele rezultate intermediare. Dacă în anul 2020 întreprinderea a înregistrat un rezultat de minus 35 de milioane, în anul 2021 un rezultat de minus 8,7 milioane, pentru anul 2022 ne planificăm deja un rezultat pozitiv de câteva milioane. Rezultatele financiare pozitive au fost atinse în condițiile în care, în mai, pentru prima dată din anul 2018, în special pentru personalul operațional, au fost majorate salariile cu circa 20%. Iar în noiembrie și ianuarie anul curent, deja ne-am planificat o majorare atât la personalul administrativ, cât și la cel operațional, cu circa 20 până la 50%. Vreau să menționez că salariul va fi majorat atât pentru personalul administrativ, dar și pentru cel operațional, în special poștașii, operatorii poștali. În final, noi înțelegem cu regret că reorganizarea implică și optimizarea numărului de angajați. Chiar dacă numărul personalului optimizat este foarte mic în comparație cu cei 5.000 de salariați pe care i-are întreprinderea de stat, numărul personal optimizat va fi de până la 3%, vreau să garantez că va fi respectat un proces total transparent, un proces care va respecta în totalitate normele legale și nu cum era făcut până acum, abuziv, pe timp de noapte, cu presiuni. Ori cele întreprinse până astăzi, în special consultarea specialiștilor din cadrul întreprinderii, consultarea personalului de tot nivelul, consultarea organelor sindicale atât din întreprindere cât și Federația Sindicală din domeniu, consultarea și anunțarea Agenției Naționale pentru Ocupare Forței de Muncă dovedesc acest fapt. Accentuez că toate indemnizațiile tuturor salariaților ce se cuvin conform legislației vor fi achitate. Poșta Moldovei este o întreprindere comercială care poate supraviețui
doar în condițiile în care demonstrează eficiență, creșterea continuă a calității serviciilor prestate, dar și dezvoltarea de noi produse și servicii. Acesta este obiectivul nostru și aceasta o vom face. Mulțumesc și dacă sunt întrebări, vă rog frumos să le adresați. Dacă nu sunt întrebări, vreau să menționez încă o dată că rămânem deschiși tuturor adresărilor din partea presiei, ori să fie reflectat subiectul pe tot parcursul reorganizării întreprinderii și să fie reflectat adevărul și situația reală din întreprindere. Mulțumim mult și în continuare rămânem deschiși.